Complexul turistic de natație Târgoviște este locul ales de sportivii unui club de natație din Galați pentru cantonamentul din această lună. Baza sportivă târgovișteană corespunde în egală măsură exigențelor antrenorilor care impun un program complex de antrenament. Drag, ne place și venim, dacă se poate ne mutăm aici. Cum se pare baza? Asta este extraordinară, mi se pare că este cea mai frumoasă bază din țară. Condițiile sunt excelente, conducerea și angajații la fel, totul la superlativ. Deci chiar am fost primiți cu brațele deschise, putem să ne desfășurăm foarte multe activități. Noi avem și club de triatlon, sportivii mei au putut să-și desfășoare și partea de alergare și de bicicletă în baza sportivă. Au avut parte și de distracție în complexul acvatic. Și plus de pregătirea în apă, care contează foarte mult pentru noi. Antrenamentele, faptul că avem block start omologat și putem să exersăm startul corect. Apa este excelentă, curată. Întreținerea bazei e de nota 10+. Pentru cantonament, cred că sunt condițiile ideale, mai ales în aceste momente. 29 de sportivi am venit. Noi chiar avem sâmbătă un concurs de triatlon și ne prinde bine. Aici? Nu aici, ajungem acasă și a doua zi plecăm la Tulcea. Sportivii care au venit să petreacă la Târgoviște 6 zile de antrenament, dar și distracție și voie bună, se arată de asemenea încântați. Este foarte frumos aici, mie îmi place foarte mult să practic sportul ăsta. Este extraordinar, mă simt că plutesc. În apă, parcă, nu știu, mă simt ca un delfin. Nu pot să exprim în cuvinte ceea ce simt când mă. De-a lungul timpului ai câștigat medalii, da, diplome? Da, destul de multe. Am chiar o colecție acasă de medalii. Este, când urci pe podium, este extraordinar, când toată lumea te aplaudă și este minunat. Ion Miruna. De unde vii? Din Galați. Ia spune-mi, tu de câți ani practic în loc? Practic în loc de 2 ani. Cum ți se pare acest sport? Mi se pare foarte frumos și greu în același timp, pentru că trebuie să facem tehnică și îmi place foarte mult, dar trebuie să muncim ca să evoluăm. Dar cu toții am venit aici să muncim, să ajungem cât de departe putem, să devenim campioni. Este greu? Este greu, într-adevăr, dar ne străduim cât putem. Și cu ajutorul antrenorilor noastre încercăm să devenim cât mai sus. De-a lungul timpului ai mers la multe competiții? Da, am mers, am câștigat medalii, sunt foarte fericită pentru medaliile obținute și vreau ca pe viitor să mai primesc. Cantonamentul de la Târgoviște va fi cu siguranță de bun augur pentru performanțele acestor copii, pe care cu siguranță îi vom vedea la competițiile pe care complexul turistic de natație le găzduiește.